bună ziua! Salut pe toată lumea care este astăzi aici la conferința de presă pe care Partidul Național Liberal o susține în municipiul Piatra Neamț, unde îl are invitat pe domnul europarlamentar Siegfried Mureșan. Domnul europarlamentar Siegfried Mureșan a venit a treia oară în acest județ în ultimul an de zile. A venit în campania de la europarlamentare, unde ne-a ajutat, ne-a susținut. A venit la alegerile prezidențiale, unde de asemenea s-a implicat foarte mult. Și astăzi este în județul Neamț a treia oară. Am avut un program destul de bine organizat, dar condensat și încărcat. Și vom avea până la sfârșitul zilei la fel programul încărcat. Astăzi, în fața dumneavoastră, domnul Siegfried Mureșan a venit pentru a susține candidatura domnului Andrei Carabelea pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț și, bineînțeles, și pentru a susține și candidatura mea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Am să-l rog pentru început ca în deschidere să ia cuvântul domnul Siegfried Mureșan, după care domnul Carabelea și, cu permisiunea dumneavoastră, o să închid eu această conferință de presă. Din motive de organizare am înțeles că vreți ca pe rând fiecare să vină aici, așa că domnul Siegfried, domnul europarlamentar, vă rog. Mulțumesc mult, bună ziua și bine v-am găsit și bine v-am regăsit pe majoritatea dintre dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc mult președintelui Mugur Cosmanciuc pentru invitația de a veni din nou în județul Neamț și pentru programul intens și foarte bun pe care l-a organizat împreună cu colegii din filială pentru ziua de astăzi. Vom fi la Piatra Neamț, la Roman și am fost deja la Podoleni, la Rediu, la Tazlău, la Piatra Șoimului, la Roznov, vom mai merge și în alte comune, printre care Tămășeni, Cordun, în cursul zilei de astăzi. Ca de fiecare dată când vin în județul Neamț, pentru mine e foarte important să nu vin numai în Piatra Neamț și în Roman, în municipii, ci să mergem și în comune pentru a vedea exact care sunt nevoile de dezvoltare ale oamenilor în mediul rural și mai ales acum când știm că vom avea mai multe fonduri europene pentru dezvoltare rurală decât am avut oricând în trecut. Și de când am fost ultima dată la Piatra Neamț, înaintea alegerilor prezidențiale, s-au întâmplat câteva lucruri importante din punct de vedere politic, atât la nivel național, cât și aici în Neamț și vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, la nivel național, Partidul Național Liberal se află la guvernare, Ludovic Orban este prim-ministru. La nivel european, am reușit să obținem pentru România 80 de miliarde de euro fonduri europene, bani gratis de la Uniunea Europeană pentru următorii 7 ani de zile. Este o sumă mai mare decât a obținut România oricând de când am aderat la Uniunea Europeană. Și pentru ca acești bani să ajungă la oameni, e foarte important să vorbim pe o singură voce de la nivelul Guvernului României, prim-ministru și miniștri, parlamentari, președinți de consilii județene și primari. Și de aceea am început spunând că un lucru important care s-a întâmplat a fost preluarea guvernării de către Partidul Național Liberal, fiindcă acum vedem deja guvernul a pregătit programele pentru absorbția tuturor acestor bani de la 1 ianuarie 2021. Dar pentru ca banii să ajungă la oameni în comunitățile locale, avem nevoie de președinți de consilii județene și primari doinici și capabili să atragă aceste fonduri europene. Degeaba guvernul pregătește programele dacă ai un președinte PSD-ist de Consiliul Județean care nu a fost în stare să absorbe bani nici până acum. Cine nu a absorbit fonduri europene până acum, nu va absorbi nici de acum încolo. Și vreau să știți următorul lucru. Pe ultimul loc, între județele țării, la absorbția de fonduri europene este județul Telorman, județul lui Liviu Dragnea. Dar pe penultimul loc la absorbția de fonduri europene este al doilea județ al lui Liviu Dragnea. Este județul Neamț. Și acest lucru este regretabil. Și acest lucru ține județul Neamț pe loc. Avem fonduri europene pentru rețele de canalizare,
gaze, electricitate, apă, miliarde de euro, guvernul a făcut proiectele, banii vor merge exact la primarii care vor fi capabili să îi absorbă. Dimineață, la Rediu, ne-am întâlnit cu oameni care au spus foarte clar și la Tazlău după aceea. Nu au apă, nu au canalizare, nu au gaz, nu au infrastructură. Prioritate pentru primarii noștri în mediul rural va fi tocmai această modernizare a satelor și infrastructură. De aceea susțin candidatura lui Mugur Cosmanciuc pentru poziția de președinte al Consiliului Județean, candidatura lui Andrei Carabelea pentru poziția de primar al municipiului Piatra Neamț și toți candidații noștri din județ, fiindcă am văzut până acum. Echipa PSD-ului a ținut Neamțul pe loc. Echipa noastră are idei, are proiecte și împreună cu guvernul le va și putea duce înainte. Jumătăți de echipe, combinați între cele două echipe, vor ține județul pe loc. Degeaba vom avea primari gospodari în județ dacă la Consiliul Județean rămâne tot un PSD-ist. Va faulta primarii liberali, va faulta guvernul în dorința de a dezvolta județul Neamț. De aceea mergem printre oameni, spunem oamenilor ce soluții avem și le cerem sprijinul. Cu Mugur Cosmanciuc în poziția sa de președinte al Consiliului Județean voi lucra pe câteva proiecte extrem de strâns. În primul rând, primul pas pentru dezvoltarea Neamțului va fi infrastructura. Ați văzut că guvernul accelerează cele trei autostrăzi care se lege Moldova de restul țării. A8, Iași, Târgu Mureș, A7, Suceava, Ploiești și A13, Bacău, Brașov. Președintele Consiliului Județean are drept prioritare două drumuri expres, Piatra Neamț-Roman, Piatra Neamț-Bacău. Acelea vor lega toate colțurile județului de restul țării, vor aduce mai mulți investitori. Îmi spun mie, mari investitori în alte colțuri ale țării, inclusiv uzinele Dacia, Pitești. Am vrea să ne extindem spre județele din Moldova, dar ne lipsesc autostrăzile. În momentul în care autostrăzile pe proiectele guvernului și ale președintelui Consiliului Județean, autostrăzile și drumurile expres sunt făcute, veți vedea investiții, veți vedea industrie, veți vedea locuri de muncă. Cea de-a doua etapă, serviciile publice. Dintre banii europeni vom avea mai mulți bani decât oricând pentru sistemul medical. Construcții de spitale, modernizări și utilări și extinderi de spitale, centre medicale, dispensare existente. Ați văzut că în 6 luni de guvernare, guvernul condus de premier Orban a reușit să obțină de la Comisia Europeană aprobările pentru cele 3 spitale regionale, Iași, Cluj, Craiova. Proiecte blocate ani de zile de PSD pornesc acum, sunt demarate și sunt fonduri europene pentru construcții de noi spitale județene, inclusiv unul la Neamț, cum își propune președintele Mugur Cosmanciuc. Punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural, spiritual al județului Neamț prin reabilitări, modernizări de clădiri de patrimoniu. Am fost la Mănăstirea Tazlău, proiect de 5 milioane de euro fonduri europene pentru consolidarea mănăstirii și îi vom ajuta să mai depună un al doilea proiect pentru restaurarea picturilor și a tuturor lucrărilor de artă de acolo. O singură cifră vă mai spun și închei. De când a început pandemia, criza generată de coronavirus, la nivel european am flexibilizat complet regulile pentru accesarea de fonduri europene. Banii au putut fi folosiți anul acesta exact unde a fost nevoie și în special pentru a ajuta pe cei afectați de pandemie și inclusiv pentru achiziția de măști de protecție, echipamente medicale și așa mai departe. În județele țării s-au depus 145 de proiecte legate de sistemul sanitar pentru a obține fonduri europene pe COVID. 145 de proiecte în județele țării, deci 4 proiecte în medie pe județ, din județul Neamț niciun singur proiect. Nimic privind utilare, modernizare, echipare a spitalelor din județul Neamț. Am să mă opresc aici, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mulțumesc colegilor din echipa PNL Neamț pentru pregătirea acestei zile, mulțumesc lui Andrei Carabelea, mulțumesc lui Mugur Cosmanciuc și după cum am spus, scopul principal al vizitei mele astăzi este să ascultăm ce au de spus oamenii,
cum putem investi banii, cum putem dezvolta comunitățile și să susțin candidatura celor doi colegi de-ai mei. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Mureșan, pentru ceea ce ați făcut și ce veți face pentru județul Neamț și pentru țară, pentru România, pentru că în exercițiul financiar care va urma și în tot ce a însemnat negocierile dumneavoastră ați avut un rol important și nu aș trece încă o dată nu aș trece cu vederea faptul că atunci când au fost calamități, dumneavoastră la nivelul Parlamentului European v-ați implicat și ați atras surse de finanțare și fonduri europene pentru ca bani să ajungă și în județul Neamț. Mulțumim! Domnul Carabelea, vă rog! Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați dat curs invitației de a participa la această conferință de presă și am să încep prin a spune clar și răspicat că la Piatra Neamț și în județul Neamț trebuie să încetăm cu stagnarea, trebuie să încetăm să ratăm oportunități și trebuie să intrăm într-o zonă de creștere și de dezvoltare. Mulțumesc domnului Sigurid Mureșan că este alături de noi astăzi și ne confirmă din calitatea sa, trebuie să remarc și să înțelegem că este unul dintre cei mai puternici oameni din Parlamentul European și este evident unul dintre reprezentanții care fac cinste României acolo. Alături de domnul Cosmanciuc și de domnul Sigurid Mureșan, vreau să anunț că trebuie să venim cu proiecte concrete pentru comunitățile noastre. Sunt într-o competiție cu un primar mediocru, care se laudă cu plata unor facturi și a unor rate, și cu un intrus care a venit în Neamț în urma unui calcul politic între doi baroni, Arsene și Bădălău. Dar nu suntem aici ca să facem politică, ci ca să prezentăm soluții reale pentru comunitățile noastre. Soluții reale înseamnă mai întâi să cunoaștem nevoile și problemele reale ale oamenilor. Zi de zi, din momentul în care am fost validat ca și candidat din partea PNL pentru primăria Piatra Neamț, am fost în mijlocul oamenilor și am luat toate străzile orașului la pas. Am vorbit cu sute, mii de oameni și vă spun un lucru. Problemele pietrenilor sunt cam peste tot la fel. Oamenilor le plouă în case prin acoperișuri putrede, de care nimeni nu s-a îngrijit așa cum trebuie. Fațadele blocurilor sunt respingătoare și ne arată un oraș învechit, îmbătrânit și nu cred că exagerăm dacă spunem comunist. Trotuarele și bordurile inaccesibile pentru sutele de persoane cu dizabilități din Piatra Neamț, dar și miile de mămici care își plimb copilașii în cărucioare. Vin în fața dumneavoastră cu soluții reale și faptul că l-avem astăzi alături pe Siegfried Mureșan, alături de mine și de domnul Cosmanciuc, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Neamț, arată că avem o garanție a sprijinului real pe care îl vom avea din partea Uniunii Europene de a pune Piatra Neamțul și Neamțul pe harta dezvoltării. În primul mandat voi atrage 150 de milioane de euro pentru proiecte care vizează toate domeniile. Pornind de la problemele pe care le-am identificat împreună cu pietrenii, am creionat împreună cu domnul Cosmanciuc, cu echipa liberală, un pachet de soluții și le vom îngloba în ceea ce se numește și vom numi noi soluția liberală pentru Piatra și pentru Neamț. Din cele peste 200 de proiecte, am să menționez doar câteva. Pe zona de educație, așa cum spunea și domnul Mureșan mai devreme, vom crea un spital nou pentru pietreni și pentru locuitorii din zona metropolitană a orașului. Pe Piatra voi prioritiza, optimiza și promova așa cum trebuie centrele de permanență, pentru că este foarte important să oferim acces gratuit la servicii medicale de bază tuturor pietrenilor. De asemenea,
voi trata cu maximă prioritate programe de prevenție și de îmbătrânire sănătoasă, prin care să avem grijă de toți locuitorii orașului și de bătrânii noștri. Pe zona de educație, pornind de la creșe noi și creșe modernizate pentru copiii noștri, vom moderniza școli, licee și vom veni cu un program de școală duală care să fie corelat cu nevoile reale ale forței de muncă, de pe piața muncii. Și în parteneriat cu Consiliul Județean vom căuta soluții pentru atragerea unui centru universitar aici la Piatra Neamț pentru a opri hemoragia de tineri și de oameni creativi care părăsesc orașul pentru a căuta studii și o viață mai bună în altă parte a țării sau a lumii. Vom lucra împreună, eu și președintele Consiliului Județean Mugur Cozmanciuc, la realizarea unui program de transport, a unui sistem de transport public la scară metropolitană, pentru că este foarte important să conectăm mai bine și mai inteligent întreaga populație a acestei zone. Toți avem rude în Piatra Neamț sau în zonele, în localitățile învecinate. Pe zona de reabilitare termică, vom veni cu un program etapizat de reabilitare termică a blocurilor. Pe de o parte, asta va avea un impact benefic asupra mediului, pe de altă parte, va avea un impact extraordinar asupra orașului și asupra împrietenirii orașului cu oamenii, cu turiștii, cu locuitorii. De asemenea, pentru înfrumusețarea orașului, vom lucra mult mai eficient în a îngriji și a păstra curate și ordonate spațiile verzi ale orașului, trotoarele, bordurile, aleile pietonale, locurile de joacă pentru copiii noștri și zonele de agrement. Toate acestea, atât pentru locuitorii Pietrei, pentru locuitorii din zona metropolitană, cât și pentru turiștii care vor fi mai bine atrași în Piatra Neamț. Și nu în ultimul rând, împreună cu Consiliul Județean, vom căuta soluții și vom implementa și vom realiza o zonă de dezvoltare economică a orașului, un parc tehnologic care să vizeze locuri mai bune pentru pietreni și pentru cei din zona metropolitană. Acestea fiind zise, mă bazez în continuare pe susținerea, pe vizitele în continuare ale domnului Mureșan la Piatra Neamț. Vă asigur că programele pe care le-am gândit pentru Piatra Neamț, pentru județul Neamț, corelate, așa cum spuneam, cu problemele nemțenilor, este un program în aceeași măsură corelat cu bugetul Uniunii Europene. Acești bani nerambursabili sunt o cale pentru dezvoltarea comunităților noastre. Și dacă până acum am ratat atâtea oportunități, vă spun că eu, cu președintele Consiliului Județean Mugur Cozmanciuc, împreună cu și uitându-ne cu inspirație, pentru inspirare la localitățile unde administrații liberale, administrații performante au dovedit că se poate în România, orașe precum Oradea, Alba Iulia, Cluj sau Reșița, vom aduce aceste modele de dezvoltare la Piatra Neamț. Eu spun că se poate și cred că și voi v-ați săturat să ratăm oportunități. Se poate și la Piatra, se poate și la Neamț. Vă mulțumesc! Bravo, Andrei! Felicitări și mult succes! Ești o persoană care până acum ai dovedit că meriți să fii acest primar. De acum încolo va trebui să dovedești că vei putea să conduci această urbe. Doamne ajută! Succes! Alături de dumneavoastră, cu siguranță o vom face. Vă mulțumesc! Succes! Doamne, succes! Doamne ajută! Cum v-am spus, cu permisiunea dumneavoastră, am să fac și eu câteva afirmații care să închidă această conferință de presă. În primul rând, am să vă spun un element care îl voi face în primul an de mandat. Peste 350 de milioane de euro vor fi atrași din fonduri europene pentru județul Neamț. Am apreciat și mi-a plăcut că domnul Carabelea a punctat același lucru în conferința de presă.
și a spus că peste 150 de milioane de euro vor fi aduse în municipiul Piatra Neamț. Vreau să fie bineînțeles, județul Neamț nu a atras fonduri europene. Nu vorbim de câteva proiecte făcute pe aici, pe acolo, care acum sunt prezentate ca fiind mari realizări. Ieri eram la Comuna Moldoveni, unde domnul primar mi-a zis, eu în Comuna Moldoveni am atras de două ori mai multe fonduri decât prezintă domnul Arsene pentru județul Neamț. De asta vă spun că aceste mici proiecte care sunt prezentate mari realizări sunt de fapt niște mari minciuni ambalate frumos. De aceea, vă repet, peste 350 de milioane de euro vor fi atrași în primul an de mandat. Bani care se vor duce în proiecte pe care o să le prezint pe scurt. În primul rând, apă și canal în fiecare comunitate. Serviciul de apă din județul Neamț este căzut. Știți acest lucru. În al doilea rând, vor fi bani pe care îi vom investi pentru dezvoltarea și continuarea investițiilor în tot ce înseamnă infrastructură culturală. Și în al treilea rând, împreună cu Guvernul României, împreună cu Comisia Europeană, bani care vor fi investiți în dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură. Autostrada Iași-Târgu Mureș, autostrada Suceava-București, Bacău-Brașov, cele trei autostrăzi sunt și vor fi obiective realizate de Guvernul României și vor fi, practic, conexiunea Neamțului cu Europa. Dar drumul expres Bacău-Piatra Neamț și Piatra Neamț Roman vor fi obiective care ne vor privi direct și sunt finanțate și finanțabile din fondurile Uniunii Europene. De aceea v-am spus că această sumă de peste 350 de milioane de euro se va regăsi în bugetul Consiliului Județean în primul an de mandat. De asemenea, că vorbeam de infrastructură culturală și domnul Siegfried Mureșan a fost astăzi și a vizitat Mănăstirea Tazlău, județul Neamț, vă repet, are un patrimoniu cultural și spiritual care trebuie pus în valoare. Nu trebuie să facem competiție între o mănăstire și alta la ușa Consiliului Județean pentru a obține o finanțare, ci trebuie gândit un master plan pentru toate. Exact cum am spus și data trecută cu ministrul fondurilor europene, am discutat și astăzi cu domnul Siegfried Mureșan, pentru ca toate obiectivele culturale și spirituale să fie valorificate și finanțate din fonduri europene. Și aici vom reveni cu detalii pe parcursul conferințelor următoare cu sursele clare de finanțare. În momentul de față, vă mai spun că obiectivele pe care le avem sunt ca fiecare comunitate, în mandatul meu de președinte de Consiliul Județean, să aibă gaz. Apă, canal, gaz sunt practic necesități pe care trebuie să le îndeplinim. Mulțumim mult! Mulțumim. Multă sănătate în primul rând, dragi colegi, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, toate cele bune și pe curând! Mulțumim. La revedere! La revedere!